demascarea minciunilor care ni s-au transmis. Încă mai pot vedea cu ochii minții că mă duc în dormitorul bunicii și s-o privez cum își leagă cu îndemânare sariul cu modelul lui complex. Apoi s-o observ cum își prinde rapid părul lung într-un coc. Bunica nu se uita niciodată în oglindă. Într-o zi am întrebat-o de ce. Sunt văduvă, mi-a răspuns. De aceea port doar sariuri albe. Tinerețea și frumusețea mea se duc. Nu mai e nevoie să mă uit la mine și să mă boiesc pe față. Gata cu asta. Dacă mai trăia soțul meu, atunci era altceva. Îmi amintesc că nu știam dacă să mă minunez de sacrificiul ei sau să protestez. O parte din mine știa că n-are cum să fie corect ce spune. Dar iată-o, bucuroasă, cu credința că asta era soarta ei. Respectul meu adânc, înrădăcinat față de cei mai în vârstă decât mine, m-a făcut să-mi țin gura și să încuviințez. Însă, o altă parte din mine a plâns în tăcere pentru ea. Bunica mea credea că în ceea ce face, considera că avea dreptate să-și abandoneze interesul propriu și să-și transforme viața într-un vestigiu al fostului ei sine. Considera că nu mai era demnă de plăcere sexuală. Nu era numai o datorie sfântă, ci și o chemare spirituală, una pe care și-o dorea pe deplin pentru a-și împlini sensul identității. Își asociase identitatea atât de mult cu sacrificiul, încât nu le mai putea separa. Mă întrebam dacă era atât de diferită de alte femei. Nu cumva majoritatea dintre noi ne legăm valoarea și starea de bine de cât de mult trăim pentru ceilalți? În așa măsură încât, dacă nu ne sacrificăm, ne simțim vinovate și parcă am vrea să ne apărăm? Cu toate că este natural ca femeile să se ocupe de viață și de familie, pentru că suntem mai potrivite din punct de vedere biologic și să avem grijă, aceasta este sursa multor conflicte din epoca modernă. În special, dacă o mamă își dorește să fie mai mult decât ceea care are grijă de a ei. Pentru că nu mai trăim în junglă, în comunități tribale nomade, chestiunea aceasta conduce la îndoieli, la vină și la resentimentul că partenerul este pur și simplu în stare să evite astfel de obstacole. Femeia poartă provara acestei dileme și, deseori, trebuie să aleagă dacă să-și urmeze propriile țeluri sau să fie soție și mamă. Deoarece să le facă pe amândouă vine la pachet cu epuizare și frământări. Dacă își urmărește scopurile autonome, simte că asta este un sacrilegiu ori o blasfemie, pentru că astfel îi sunt atacate ideile despre ce înseamnă să fie femeia perfectă. Șalnic preț, într-adevăr.